Ajunse la fața locului, echipele de intervenție au constatat că autoturismul a fost deja scos de sub stâlpul rupt. Am fost solicitat să intervenim la producerea unui accident rutier fără victime. La sosirea noastră am constatat faptul că mașina era scoasă de pe carosabil, bornele acestea fiind deconectate, nu prezenta niciun pericol de incendiu. Am rămas să asigurăm măsurile PSI până la sosirea colegilor de la Enel, rămânând ca colegii de la poliție să stabilească în continuare cauza. Fiind un eveniment în urma căruia nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale, șoferița neatentă se va alege cu o amendă contravențională. Am fost anunțat că pe DN66 în zona Casa de Vis a avut loc un accident. Venind la fața locului, am constatat că o domnișoară de 19 ani din Vulcan, în timp ce conducea un autoturism marca Stilo din spre Vulcan, spre Petroșani, în zona Casei de Vis, din declarația dată de ea, a rezultat că a ocolit un câine care i-a ieșit instantaneu în față, a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de energie electrică proprietatea Renelului. Va fi sancționată pentru adaptarea vitezei la condițiile de drum și se va întocmi documentele tamponare, urmând ca să fie înaintate documentele și către Enel pentru recuperarea pagubei. La fața locului a sosit și o echipă a Enel care a înlocuit stâlpul dărâmat în urma accidentului rutier.